Începem cu o informație de ultimă oră. Decolare ratată pe aeroportul Otopeni. Un avion s-a oprit brusc exact în timpul manevrelor pentru ridicarea de la sol. Din primele informații, capitanul este cel care a decis să nu mai decoleze, iar pasagerii ar urma să fie coborâți din aeronavă. Cu toate informațiile ni se alătură colega mea, Roxana Ciucă, în direct alături de noi. Roxana, spune-ne exact ce s-a întâmplat, ce au spus cei din aeronavă. Bine te-am regăsit, Berta, bun găsit tuturor. E o situație în clipa de față pe aeroportul din Otopeni, agitația acolo. Un avion s-a oprit din decolare, capitanul a pus o frână brusc. Înțelegem că le-a spus capitanul oamenilor că a hotărât să nu mai decoleze și că urmează să revină cu detalii. Se pare că a plecat cu viteză mult prea mare și acum vor să se asigure că aeronava este în regulă, încă nu s-au dat jos pasagerii din avion. Înțelegem. E foarte posibil să trebuiască să se schimbe respectivul avion care mergea către Londra. Înțelegem de la oamenii care sunt acolo că a și venit o mașină de pompieri acolo. S-a întors și autobuzul să ia respectivii pasageri. Așteptăm să obținem și noi mai multe informații. Vedeți de asemenea și în aceste momente pe ecrane un filmuleț de la fața locului cu decolarea aceasta ratată pe aeroportul Otopeni din București și se vede în imagini, Berta, autobuzul despre care vă vorbeam că s-a întors pe pistă pentru a lua pasagerii de acolo. De îndată ce vom avea mai multe informații, vom reveni în direct. Roxana, încă ceva îmi spunea că acolo sunt pompierii, bănuiesc că urmează să fie făcute verificări pentru a vedea dacă vor pleca pasagerii cu același avion sau vor trebui să-l schimbe, nu? Da, noi am vorbit și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ceva mai devreme și cei de la ISU spuneau că nu au primit niciun fel de sesizare pe acest aspect, dar ne putem gândi că sunt pompierii care acționează acolo în perimetrul de la Otopeni. Da, pentru că până la urmă așa spune procedura, când aeronava are probleme de decolare, de aterizare, de orice fel de natură, e obligatoriu să se ducă o echipă la fața locului de la ISU pentru prevenirea oricăror situații. Se împrejmuiește respectiva zonă, se face apel la cetățeni, la călători, la pasageri să-și păstreze calmul. Și vedeți că asta încerc acum și uite respectivul filmuleț, vedem și câteva mașini pe acolo și o descarcerare și cel autobuz și aeronavele care sunt trase pe pistă. Așteptăm însă să vedem și din partea celor de la aeroportul Otopeni, să vedem ce s-a întâmplat în această după-amiază acolo. A plecat capitanul cu o viteză mult prea mare, de ce a ratat până la urmă această decolare, pentru că vorbim până la urmă de niște pasageri, zeci de pasageri care trebuiau să ajungă la destinație și vedem acum dacă vor mai pleca, nu vor mai pleca, vor trebui să schimbe avionul, plătește cineva pentru, iată, acest timp pierdut până la urmă și să nu uităm că afară este caniculă. Vă vedem dacă ce voi avea alte informații, pentru că voi reveni direct. Mulțumesc foarte mult, Roxana, pentru toate aceste informații. Iată, vin chiar acum informații și la unul dintre pasagerii care erau în acel avion. Spun că au primit acum o informație. Ar trebui să plece cam în 10 minute și se va rezolva toată această problemă.